dieta în club poate fi considerată un nou trend? Desigur că poate fi considerată un nou trend, așa cum alții își fac nunta pe malul unui lac, în natură, la piscină. Am zis să venim și noi cu un lucru inedit, ca să zic așa, și ne-am hotărât să folosim clubul pentru evenimente de acest gen. Și când vin oamenii să vorbească cu dumneavoastră, cum sunt? Spun, vreau să fie atmosfera cum e în club, cu luminile acelea nocturne, să nu ne vedem atât de bine la față, sau vor chiar pe ideea de nuntă, de masă, de cum e aici, de exemplu? Pe ideea de nuntă, dar e o nuntă mai atipică, nu? Dacă facem un club, e altceva. Că la noi în cap undeva în jur de 700 de persoane. Pe întreaga circumferință a clubului sunt niște ecrane LED imense în care se transpun tot felul de imagini și de video. Așa că e clar că e o nuntă mai atipică, dar deja sunt foarte multe cereri și ne-am gândit să facem și pe asta. E tot cu sarmale, dacă vrea omul cu sarmale, nu? Da, bineînțeles că e și cu sarmale, cu tot ce trebuie, bine? Fără niciun fel de problemă. Bine, meniul personalizează clientul așa cum își dorește, că e clar că ne, în funcție de dorințele lor, noi suntem, le stăm alături. Dar dacă vor sarmale, sarmale, orice doresc ei. Și sunt luminile acelea nocturne, sunt, nu? Da, pe care se pot pune, avem plasa aceea de lumini pe care se pot transpune diferite mesaje, partea de ecran e clar, unde merg poze, video și absolut tot ce vor ei. Poze de la biserică, poze de la, eu știu, de la absolut tot ce vor, amintiri, poate să-și pună acolo pe ecranele tot ce își doresc. Probabil asta le și place sau li se pare interesant oamenilor, că pot să-și facă nunta în club și asociază cu ideea aceea de club, de seară pe care o petreci într-un loc, în oraș și cu luminile acelea nocturne. Nu sunt doar tineri, vin și părinții, nu? Și aduc și ei aminte de perioada în care erau și ei la rândul lor tineri și făceau astfel de lucruri. Mergeau într-un club și se distrau. Că practic, până la urmă, e o petrecere. Care a fost cea mai interesantă, ciudată, cum vreți dumneavoastră să numiți, cerere pe care ați avut-o din partea nuntașilor în club? Nu știu, pe scenă să fie o dansatoare care să facă nu știu ce. Dacă tot e în club, în club sunt și animatoare, nu? Bineînțeles. Nu, am avut și ceva de genul ăsta, fără probleme. Da? În club, adică nuntă, club și animatoare. Da, bineînțeles. Cum să nu? Le facem pe toate bani. Mai ales că e ideea de club. E clar că trebuie să fie cumva acolo, în temă, ca să zic așa. Da, la club mai merge și o sârbă? Da, vreți să vă arăt acum pe telefon, bineînțeles. Da, 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 da. Clar. Nu contează. Formații, tot ce vor ei. Până la urmă, e ideea de local în sine, că e ceva diferit. Adică nu e un salon normal de evenimente. E altceva.